Compartimentul ORL din cadrul Spitalului Județean de Urgențe Zalău a fost dotat începând cu luna octombrie cu aparatură performantă de testare obiectivă a uzului, prin care vor putea fi diagnosticate afecțiunile auditive ale nou-născuților. Potrivit datelor prezentate în cadrul unei conferințe de presă, achiziția aparaturii în valoare totală de 18.000 de euro s-a realizat printr-un proiect, același tip de aparatură fiind donată și Spitalului de Urgență din Craiova. Și cred că aici se întâlnea sentimentul și domnului manager, că doamna doctor Neagu, ca și manager de proiect, ne-a ales să fim parteneri. Spitalul Județean este partener, Județean de Urgență Zalău este partener la acest proiect, care ne permite nouă să devenim dintr-un centru de screening, care eram până acum, un centru de diagnostic, adică copiii cu hipoacuzii profunde, care până acum erau condamnați la o lume a tăcerii, pot să beneficieze printr-un diagnostic precoce de o recuperare auditiv-verbală și o inserare în societate normală. Cât este de important acest lucru, în primul rând le oferă acestor copii o șansă, în al doilea rând pentru noi ne permite îmbunătățirea calității actului medical și poate nu în ultimul rând și pentru noi, fiindcă doamna doctor nu a spus aici, noi beneficiind de anumite cursuri de perfecționare și schimburi de experiență, de am îmbunătățiri și cunoștințele. Potrivit acesteia, Spitalul din Zalău realizează screening auditiv la nou-născuți din 2011, însă acesta permite doar depistarea copiilor cu eventuale probleme definitive, fără un diagnostic exact. Pentru acest diagnostic, pacienții erau redirecționați către alte spitale, așteptându-se un timp îndelungat până la momentul în care afecțiunea era diagnosticată exact. La rândul său, Laurențiu Barna, managerul Spitalului Județean Sălaj, a apreciat că se bucură enorm că instituția pe care o conduce a fost dotată cu un asemenea aparat, adăugând că speră ca pe viitor în spital să poată fi făcute inclusiv implanturi cohleare. Pentru efortul pe care l-ați făcut, ca spitalul nostru, compartimentul nostru, să fie dotat în prima parte cu acel aparat de screening și acum cu un aparat de diagnostic. Am avut ocazia în viața profesională să lucrez cu copii care aveau un handicap. Am lucrat la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, alături de colegii de acolo, ne-am întâlnit cu problemele pe care le au copiii, probleme de tot fel. La un moment dat îți spunea întrebarea, ce se poate face? Și uite că s-a ajuns ca în spitalul nostru acum să-ți facă screening și de acum înainte să trecem la etapa următoare de diagnosticare. Probabil că în timp, pe măsura dotărilor noastre, în viitor, poate nu îndepărtat, să se realizeze inclusiv implanturi la noi, pe plan local. La conferința de prezentare a noii aparaturi au fost prezenți și conferențiar dr. Dan Gheorghe de la Spitalul Marie Curie și Alexandra Neagu de la același spital, dar și reprezentanții ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate.